bucuria unui dirijor bătrân ca mine de a lucra cu o orchestră tânără este de neprețuit. Sunt momente pe care le trăiesc numai împreună cu ei și cu nicio altă orchestră profesionistă. Ei sunt un fel de burete, burete doritori de a suge cât mai multă sevă și nu cred că există ceva mai frumos pentru un joc, pentru muzician în vârstă, decât să, să transmită ceea ce are într-un astfel de burete care se umple foarte repede și care și dă pe deasupra un mod foarte generos, pentru că răsplata este de fiecare dată aproape de loc. După fiecare repetiție simt că am primit mai mult decât am dat. Capacitatea lor de absorpție este extraordinară, dorința lor de a o face pe măsura capacității. Și astfel se naște, într-adevăr, un rezultat cu totul excepțional, respectiv o orchestră performantă, cu adevărat performantă, dar care față de o orchestră profesionistă regulată, are proprietatea de a se exprima cu un plus de energie, de entuziasm și de emotivitate, așa cum profesioniștii uneori uită să o mai facă sau se tocesc după un anumit timp de practicare a profesiei. Iată cum, de fapt, nu știu cine este mai încâștig, ei sau eu, fapt este că împreună constituim o bună echipă și că ne bucurăm unii de alții.